Cele două grupi de gunoi din Șcheia care funcționează ilegal s-au creat în timp. Una dintre rampe se află între case, pe un deal de pe raza satului Mihoveni, în vecinătatea poligonului care aparține Inspectoratului Județean de Jandarmi. Aici, pe o suprafață de zeci de metri pătrați, sunt împrăștiate deșeuri. În pofida ceea ce pare, nu suntem la groapa de gunoi a municipiului Suceava, suntem pe un deal care aparține satului Mihoveni al comunei Șcheia. De jur împrejurul nostru sunt numai gunoaie, tot aici sunt și foarte multe case. Cea de-a doua platformă de depozitare, care funcționează ilegal, se află în zona pe care localnicii o cunosc sub denumirea de la Cahlă. Aici oamenii descarcă deșeurile din căruțe și din camioane fără să le fie teamă că ar putea fi sancționați. O asemenea temere ar trebui să aibă totuși primăria comunei. În urma materialului difuzat de postul nostru de televiziune, Garda de Mediu s-a autosesizat. Inspectorii au demarat verificări în teren. Primăria Șcheia nu este singura localitate din județ pe raza căreia există rampe unde gunoiul este depozitat în mod ilegal. Probleme similare sunt și în orașul Vicovu de Sus. De altfel, primăria orașului este campioană la încasat amenzi pentru nerespectarea legislației în vigoare. Primăria Vicovu de Sus a fost sancționată cu 3 amenzi contravenționale. În 2009, o amendă contravențională în valoare de 15.000 de lei. În anul 2011, o amendă contravențională de 10.000 de lei conform legii 211 pe 2011 privind regimul deșeurilor, iar cu ocazia controlului efectuat în anul 2011 pentru depozitări de deșeuri în zona care face legătura între localitățile Laura și Gura Putnei, s-au stabilit la vremea respectivă măsuri de remediere a situației. Ulterior, tot în anul 2011, la expirarea termenelor stabilite prin nota de constatare, colegii s-au deplasat din nou la primăria Vicovu de Sus pentru a verifica modul de realizare a măsurilor. S-a constatat că situația este aceeași, fapt pentru care s-a aplicat o amendă în valoare de 50.000 de lei. Nu doar primăria Vicovu de Sus a fost amendată pentru nerespectarea legislației privind depozitarea deșeurilor. Problema este că cele mai multe dintre administrațiile locale sancționate au contestat în instanță amenzile pe care judecătorii le-au transformat ulterior în avertismente.